O întrebare care mi-a fost adresată foarte des zilele trecute este aceea despre cum se conectează un termostat de contact sau de imersie și cum facem ca acesta să ne oprească sau să ne pornească o pompă de circulație atunci când avem nevoie. Veți vedea că nu este nimic complicat. Pe termostatul de contact sau de imersie găsim trei conexiuni. Com, care este comun, normal open, care este normal deschis, și normal close, care este normal închis. Acum să vedem ce înseamnă fiecare conexiune în parte. Poziția normal open, normal deschis, înseamnă că la 60 de grade Celsius, circuitul electric se închide, da? Și pompa noastră de circulație pornește. Iar în poziția normal close, normal închis, la 60 de grade, termostatul nostru va deschide circuitul, da? Și va închide pompa. Așadar, să recapitulăm. Avem cele trei conexiuni comun, normal open, normal deschis și normal close, normal închis. La normal deschis, la 60 de grade, circuitul se închide și pornește pompa. Iar la normal închis, circuitul se deschide la 60 de grade și va opri pompa. Dacă considerați că acest clip v-a oferit informații utile, vă rog să-l urmăriți și pe cel despre schema de montaj a unei centrale termice pe lemn sau pe cel despre cum se calculează necesarul termic al unei locuințe.